vorbeați de factorii ereditari și v-aș întreba ce rol joacă acești factori genetici în apariția acestei afecțiuni. Da, sigur că da, putem afirma că în cazul tulburării afective bipolare, ereditatea are un rol foarte important. Acest lucru este susținut de studii care au arătat și pe baza studiilor strict pe gemeni, monozigoți sau dizigoți, că aceste tulburări pot fi moștenite de la părinți către copii. În cazul gemenilor monozigoți se citează un procent de 30 până la 90%, iar în cazul celor dizigoți până la 30%, între 15 și 30%. De asemenea, dacă un părinte suferă de o tulburare bipolară, riscul ca și copilul lui să manifeste această boală se situează undeva la 25%. Dacă ambii părinți suferă de această afecțiune, deja riscul crește către 50-70%. De aceea ar fi de abordat și un studiu genetic, sau de preferat și un studiu genetic, înaintea unei sarcini hotărâte, având la bază doi părinți care și-au asumat sau care știu că suferă de această afecțiune, pentru a se evita transmiterea măcar a unei părți din astfel de simptome și pentru a reuși să abordăm așa cum trebuie sau să împiedicăm ereditatea să se manifeste și la acest nivel. Afecțiunea poate să apară, așa cum spuneați, și la copii și de la adolescenți sau ea de obicei se manifestă la vârsta maturității? Ca și debut al afecțiunii bipolare, îl putem situa în general între 15 și 30 de ani, ca fiind cel mai frecvent. Există însă și cazuri de debut peste 40 de ani, unde în cazurile acestea se suspicionează organicitatea, adică niște disfuncții de structură la nivelul cortexului cerebral sau de altă natură, dar de obicei, ca și frecvență, este vârsta tânără. Vârsta aceasta tânără tinde să meargă în jos către vârstele adolescenței timpurii sau chiar copilărie, de aceea sunt destul de frecvente sau din ce în ce mai frecvente simptome atât din acestea de tip euforic cu dezorganizare comportamentală la care se asociază abuz de substanțe, agresivitate, tendințe la acte antisociale sau chiar comiterea acestora sau, pe de altă parte, simptomatologie de aspect depresiv, cu tendințe la izolare a copilului sau adolescentului, diminuarea comunicării atât în mediul familial cât și profesional, școlar, acum aici vorbim de școlar, și atunci familia este cea care ar trebui să se orienteze către un diagnostic și să îndrăsnească să fie un pic asumată și să încerce să ceară ajutorul la timp. Odată instalate niște modificări, chiar că sunt ele la o vârstă tânără, s-ar putea să fie o bază destul de solidă pentru un debut mult mai zgomotos ulterior.